Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați de o persoană din comuna Sălașul de Sus cu privire la faptul că o pasăre din specia Uliuș Orecar Comun se afla într-o stare de pericol, fiind rănită la o aripă și căzută pe marginea carosabilului. Polițiștii, împreună cu reprezentanții altor instituții abilitate din domeniu, s-au deplasat la fața locului, la intrarea în Nucșoara, sat aparținător de comuna Hunedoreană, Sălașul de Sus, unde se afla uliul rănit la aripă stângă, aflat în imposibilitatea de a zbura. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, împreună cu celelalte autorități cu atribuții în acest domeniu, s-au deplasat la fața locului și au identificat pasărea care era rănită și se afla într-o stare de pericol, fiind în imposibilitatea de a zbura. Aceasta aparține unei specii protejate și a fost îngrijită de către polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu veterinarul specialist din cadrul Direcției Sanitar Veterinare, după care a fost alocată grădinii zoologice din municipiul Hunedoara, acolo unde va primi toate îngrijirile de specialitate. Uliul șorecar comun, denumit științific Buteo Buteo, este o pasăre ce face parte din familia Accipitridae, ordinul Falconiformas, fiind o pasăre răpitoare de talie medie protejată de lege.